Vă salut, dragi prieteni! Am observat cu plăcere că documentarul Poarta lui Dumnezeu din Munții Buzăului a făcut deliciul publicului și a urcat în prima zi în top 100 videoclipuri vizionate pe YouTube, iar a doua zi era deja pe locul 34. Sunt bucuroasă atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Rezultă că munca noastră are răsunet. Eu vă mulțumesc, ca de obicei, pentru miile de aprecieri primite și pentru mesajele de încurajare și susținere. De asemenea, le mulțumesc celor care au sugestii pentru noi documentare. Astfel, domnul Mihai Pop ne-a sugerat să abordăm un subiect legat de chivotul legământului, care mai poartă numele de chivotul legii sau chivotul lui Dumnezeu. Domnule Mihai Pop, vă mulțumesc în numele meu și al echipei mele pentru sugestie. Iată ce informații prețioase am găsit. Chivotul legământului, pe care eu îl voi numi în acest documentar chivotul lui Dumnezeu, este un obiect descris în Biblie care ar conține tăblițele de piatră cu cele 10 porunci primite de Moise pe muntele Sinai, toiagul lui Aaron și o cantitate mică de mană, hrana cu care s-ar fi hrănit evreii timp de 40 de ani în deșert. Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm, lung de 2 coți și jumătate, larg de 1 cot și jumătate și înalt tot de 1 cot și jumătate. L-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară, iar împrejur i-a făcut o cunună de aur. A turnat pentru el 4 inele de aur, pentru cele 4 colțuri de jos ale lui, 2 inele pe o latură și 2 inele pe cealaltă latură. A făcut 2 pârghii de lemn de salcâm, le-a îmbrăcat cu aur și le-a vârât prin inelele de pe laturile chivotului, ca să poarte chivotul cu ele. A făcut apoi capacul chivotului din aur curat, lung de 2 coți și jumătate și lat de 1 cot și jumătate. A făcut de asemenea 2 heruvimi de aur, lucrați din ciocan, pentru cele 2 capete ale capacului și i-a așezat unul la un capăt și altul la celălalt capăt al capacului. Heruvimii aceștia erau făcuți ca ieșind din capac la cele 2 capete ale lui. Cei 2 heruvimi își întindeau aripile unul spre altul, umbrind capacul, iar fețele lor erau îndreptate una către alta, privind înspre capac. Se arată în Ieșirea, a doua carte a lui Moise. Chivotul lui Dumnezeu sau chivotul legii sau sicriul legii era cel mai important obiect de cult din cortul mărturiei, ambele construite după indicațiile lui Dumnezeu, când i-a dat lui Moise tablele legii. Cortul mărturiei, primul lăcaș de închinare construit de evrei, era un sanctuar mobil care, împreună cu chivotul lui Dumnezeu, au însoțit poporul evreu în toate rătăcirile prin pustiu și în Canaan, până la construirea templului din Ierusalim. Cortul mărturiei era împărțit în Sfânta Sfintelor și Sfânta. În Sfânta Sfintelor, locul în care nu intrau decât preoții, pe o masă, se aflau obiectele sacre, sfeșnicul cu 7 brațe și chivotul lui Dumnezeu. Cu toate că până în zilele noastre nu se mai știe nimic sigur în legătură cu locul unde ar putea fi sau dacă mai există, de curând liderul Bisericii Ortodoxe Etiopiene, Patriarhul Abuna Paulos, a afirmat în timpul unei vizite întreprinse la Vatican că chivotul legii se află în Etiopia de mai multe secole și că, în calitate de patriarh, l-a văzut cu ochii săi, informează site-ul creștinortodox.ro. De cealaltă parte, cercetătorii susțin că chivotul lui Dumnezeu
sau chivotul legământului, ar fi avut un conținut păgân și că, de fapt, nu ar fi fost adăpostul celor 10 porunci ale lui Dumnezeu. Potrivit cercetărilor efectuate de echipe de arheologi care au căutat originile chivotului lui Dumnezeu, acesta ar fi conținut idoli ai zeilor canaaniți. Cercetătorii au excavat Kiriat Yarim, o zonă în care se spune în Vechiul Testament că ar fi existat acest obiect timp de 20 de ani, înainte să ajungă în Ierusalim. De asemenea, cercetătorii consideră că nu a fost transportat în Ierusalim de regele David în jurul anului 1000 înaintea erei noastre, ci de regele Iosia, 400 de ani mai târziu, scrie Daily Mail. Această ipoteză este plauzibilă, întrucât izraeliții, înainte să se convertească la monoteism, erau politeiști și își transportau idolii cu ajutorul chivoturilor. În ciuda faimei sale, obiectul a rămas enigmatic. Vechiul Testament spune că izraeliții au luat acest chivot prin deșert și l-au pierdut filistinilor în urma unei bătălii. Conform scrierilor biblice, Dumnezeu i-a pedepsit pe filistini cu boală, forțându-i să returneze capturile de război în Kiriat Yarim, unde au rămas timp de 20 de ani. Capturi printre care se număra și chivotul legământului, obiect descris în Biblie, care ar conține tăblițele de lut cu cele 10 porunci primite de Moise pe muntele Sinai, toiagul lui Aron și o cantitate mică de mană, hrana cu care s-ar fi hrănit evreii timp de 40 de ani în deșert. După aceea, David duce acest obiect în templul regelui Solomon din Ierusalim, iar de aici nu mai există nicio înregistrare. Profesorul Thomas Römer de la Collège de France, care a participat la acest studiu, susține că este posibil ca obiectul să fi rămas o perioadă mai îndelungată la Kiriat Yarim, iar Iosia a fost cel care l-a dus în Ierusalim, unde a vrut să concentreze toată activitatea politică și religioasă. Astfel, obiectul ar fi petrecut, de fapt, câteva sute de ani departe de capitala Israelului antic. Conform cercetătorilor de la Universitatea din Tel Aviv și a celor de la Collège de France, această desfășurare a evenimentelor ar explica de ce există mai multe relatări despre aceasta după anul 609 înaintea erei noastre. Mai mult decât atât, descoperirile sugerează că obiectul ar fi conținut idoli ai zeilor canaaniți, care erau venerați în regiune în secolul al VIII-lea înaintea erei noastre. Cercetătorii au mai descoperit și un zid la Kiriat Yarim, care ar putea aparține unui templu izraelit, care ar fi rivalizat cu templul din Ierusalim, fiind o distanță de doar 12 km între ele. În urma săpăturilor de la situl antic Shiloh din Israel, arheologii au descoperit o sumedenie de artefacte. Aceștia sunt siguri că în regiune se află cortul care adăpostea chivotul legământului. Cortul apare în versetele biblice, unde se spune că adăpostea un cufăr din lemn și aur, în care se găseau cele 10 porunci. În timpul săpăturilor, care au durat o lună, experții au descoperit sute de artefacte, inclusiv fragmente de vase, monede, bijuterii, arme și un cufăr cu oase animale, care pot fi asociate cu sacrificii religioase, relatează Daily Mail. Există șanse mari ca această inițiativă să ajungă la descoperiri concluzive, întrucât
Aceasta a fost prima dintre cele cel puțin 5 expediții arheologice. Deși localitatea a mai văzut și alte campanii arheologice, cortul nu a fost descoperit. De asemenea, săpăturile precedente au rezultat în unele dezacorduri cu Biblia. Cortul misterios a fost construit în jurul anului 1400 înaintea erei noastre, conform cercetătorilor. Dar, într-un anumit moment, a fost adăugat un component. Conform experților de la Asociația pentru Cercetări Biblice, cortul a fost ridicat la Shiloh și a fost înlocuit ulterior cu o structură permanentă. Cercetătorii menționează că orașul a apărut în jurul anului 1650 înaintea erei noastre, în timpul epocii mijlocii a bronzului. A fost distrus de filisteni în jurul anului 1050 înaintea erei noastre, în epoca fierului, dar apoi a fost reconstruit, rămânând sub ocupație în timpul erei romane. De asemenea, localitatea are structuri din perioada Evului Mediu, construite de bizantini și cruciați. Arheologii susțin că Shiloh a fost centrul religios al izraeliților pentru cel puțin 300 de ani. Un indiciu important care poate duce la descoperirea cortului și poate lua urma posibilului chivot al legământului este reprezentat de oasele animalelor. Directorul campaniei de excavare de la Shiloh, doctorul Scott Stripling, precizează că Biblia specifică ce animale puteau fi sacrificate și spune de asemenea că acestea trebuie să fie tinere. Dacă oasele se potrivesc cu animalele care erau sacrificate în perioada biblică, putem spune că avem dovezi că această structură, adică acest cort, este în apropiere, a declarat omul de știință. Un alt loc în care se spune că ar fi ascuns chivotul lui Dumnezeu este Etiopia. Clericii de rang înalt ai Bisericii Ortodoxe a Etiopiei, țară în care Ortodoxia coptă este religie majoritară, cu 45 de milioane de credincioși, susțin că artefactul s-ar afla în posesia lor, fiind depozitat într-un lăcaș de cult de la Axum. Totuși, oamenilor de rând și clericilor nu le este permis accesul în locul unde se susține că ar fi păstrat chivotul, iar imagini ale sale nu au fost publicate până în acest moment. Despre chivot, se mai crede că s-ar putea afla într-o grotă pe numele Nebo din Iordania. Această ipoteză se întemeiază pe un text străvechi, în care se afirmă că însuși profetul Ieremia l-ar fi îngropat în acea zonă. Muntele Nebo este considerat a fi locul în care Moise a văzut tărâmul făgăduinței. Chivotul a fost construit probabil la un an după ce izraeliții au părăsit Egiptul și se pare să fi dispărut complet din istorie în jurul anului 586 înainte de Hristos, după ce peste izraeliți au năvălit armatele Babilonului. Și totuși, în ciuda ipotezelor lansate de către cercetători, în anul 2009, Abuna Paolos, patriarhul Bisericii Ortodoxe din Etiopia, a anunțat că va arăta lumii întregi una dintre cele mai importante relicve ale creștinătății, chivotul legământului, chivotul lui Dumnezeu. Acesta nu a mai fost văzut de milenii și a reprezentat poate cel mai căutat artefact din istorie, alături de Sfântul Graal. Cât de curând, lumea va putea admira chivotul legământului, cel în care Biblia spune că sunt păstrate tablele de lut cu cele 10 porunci, alături de o mostră de mană, hrana divină care i-a ținut în viață pe izraeliți în lungul lor drum către pământul făgăduinței.
este declarația șocantă a patriarhului etiopian, făcută în timpul întâlnirii sale din Italia cu Papa Benedict al XVI-lea. Mai aflăm că în anul 2011, un jurnalist ar fi descoperit chivotul lui Dumnezeu. Potrivit Daily Mail, oamenii ar putea să vadă pentru prima dată chivotul lui Dumnezeu, care se crede că este ascuns într-o capelă din Etiopia, iar preoții au refuzat până acum să îl arate. În curând însă, relicva va trebui mutată în altă parte. Biserica Ortodoxă din Etiopia pretinde că faimosul chivot, care adăpostește tablele cu cele 10 porunci date lui Moise, se află în capela tablelor din orașul Aksum, încă din 1960. Prețioasa relicvă este păzită de un preot bătrân, singurul care are dreptul să o vadă și să stea în apropierea ei. De asemenea, preotul nu are voie să iasă din capelă și este obligat să o păzească neîncetat pentru tot restul vieții sale. Acum, însă, o defecțiune apărută în acoperișul capelei pune în pericol chivotul, pentru că permite scurgerea apei înăuntru, scrie Daily Mail. Prin urmare, scrinul va trebui mutat în altă capelă, oferind astfel ocazia credincioșilor de a vedea, chiar și pentru scurt timp, chivotul. Conform Bibliei, chivotul legii a fost construit la ordinul lui Moise, ca să adăpostească tablele cu cele 10 porunci primite de la Dumnezeu, pe muntele Sinai. Acest obiect avea puteri magice, iar cei care îl atingeau mureau pe loc. Chivotul a fost adăpostit în templul din Ierusalim, ridicat de regele Solomon, până la invazia babilonienilor, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, atunci când a dispărut fără urmă. După aceea, relicva a devenit legendă, dar și un obiect mult râvnit și căutat de aventurieri și arheologi. Deși nimeni nu a văzut acest sicriu, se crede că este făcut din lemn de acacia, placat cu aur și că are doi îngeri din aur sculptați deasupra capacului. Capela unde este ascuns chivotul a fost găsită în 2011 de fotoreporterul Tim Meekins. Acesta crede că mutarea scrinului, care va fi obligatorie pentru a împiedica distrugerea lui, va fi o ocazie unică pentru credincioși, dar și pentru toți cei interesați să afle dacă pretențiile bisericii etiopiene sunt întemeiate. O legendă locală susținută de autoritățile religioase spune că relicva a ajuns în Etiopia cu mii de ani în urmă, fiind adusă de fiul regelui Solomon și al reginei din Saba, care era atunci regele Etiopiei. El ar fi furat chivotul din templu, lăsând în loc o copie, care ar fi fost distrusă în timpul invaziei străine. Jurnalistul a aflat că autoritățile au decis construirea unei alte capele, alături de cea actuală, urmând ca chivotul lui Dumnezeu să fie mutat aici temporar. Totul se pare că ar fi fost o speculație, deoarece un arheolog evreu și-a dedicat 25 de ani din viață pentru a găsi locul în care se află ascuns chivotul legii, simbolul sacru și cel mai semnificativ al iudaismului. Harry Moskov, omul care este cunoscut și sub numele de Indiana Jones, evreul, este de asemenea un cineast cunoscut, având numeroase hobby-uri. Moskov și-a dedicat mulți ani din viață cercetării documentelor istorice și a rapoartelor arheologice referitoare la chivotul lui Dumnezeu. În ultimii 25 de ani, am făcut tot ceea ce este posibil să identific locul în care se găsește chivotul legii. În urma cercetărilor pe teren efectuate, cât și a informațiilor din diverse documente oficiale, dar și neoficiale,
pot afirma că acesta se află în zona în care pe vremuri se afla templul evreiesc, a declarat Moscov pentru Israel Breaking News. El a avut întâlniri cu autoritățile rabinice din Israel și cu reputați arheologi pentru a informa în legătură cu descoperirea sa. În urma cercetărilor efectuate, Moscov consideră că locul în care se află chivotul este chiar sub muntele templului. Teoria sa, bazată pe dovezile istorice, arheologice, topografice și biblice, susține că simbolul sacru al poporului lui Israel s-ar putea afla într-o cameră secretă, construită sub domnia regelui Solomon. Acesta a construit camera subterană pentru a ascunde chivotul de pericolul invaziilor străine și cu scopul de a-l păstra intact pentru generațiile viitoare. O altă teorie interesantă a fost lansată de Ron Wyatt, un adventist american, asistent anestezist și arheolog. Acesta a declarat în anul 1978 că ar fi descoperit chivotul lui Dumnezeu în Israel. Pe 6 ianuarie 1982, ar fi reușit să pătrundă în ascunzătoarea care ar adăposti principalele obiecte din Sfânta Sfintelor. În 1988, el a vorbit pentru prima dată despre descoperirea lui. În expediția din Israel, acesta ar fi încercat să fotografieze și să filmeze obiectele din camera respectivă, fără succes însă. Ceva mai târziu, ar fi reușit, dar nu ar fi primit încuvințarea să prezinte caseta video. În 1999, Ron Wyatt a decedat, dar prietenul său, Bill Fry, îi continuă cercetările, prezentând celor interesați dovezile. Conform celor spuse de către cei doi americani, relicva ar fi ascunsă într-o cavernă aflată sub Golgota, stânca pe care a fost răstignit Isus. În urma cutremurului produs după moartea Mântuitorului pe cruce, stânca s-a fisurat, iar sângele lui Isus s-ar fi scurs pe capacul chivotului, numit și capacul ispășirii. Suspansul continuă și apar noi și noi speculații pe seama chivotului lui Dumnezeu. Una dintre acestea ar fi conspirația Arcii, care spune că în Grecia s-a găsit chivotul legii, iar evreii vor să pună mâna pe el cu orice preț. Dar despre toate acestea vom discuta probabil într-un documentar viitor.